Hai, Gică, țintește motanul ăla. Bun! Ezbien! Ezbien! Următorul pas a fost să tăiem iarbă pentru animale, câte un sac de căciulă. Inițial, când te uitea la sacul, ai zicea, cât e un sac, imediat, că și iarba mare, crescută. Hai, Gică, că aici nu ne trebuie creier. Sper doar că e metoda asta, Gică. E bine că ne-a dat cu coasa, tu știi cu coasa? Un pic. Asta chiar o mai făcuserăm la țară. Adică noi. Nu, nu era grea. Mamă, dacă vede bunica mea emisiunea... Pe mine mă cheamă înapoi la țară și mă închide. Și pe mine... Într-un graș. Un baia ce-o mi-am dore. De somnieso împlinit. A, pe somnieso împlinit. Au, mândruța dragă. Doamne, cât e de mers. Am simțit că se scurge totul din mine. Am zis, este ultima zi din viața mea. Mucho trafico. Sei da pochito. Sí. A fost cel mai lung drum din viața mea și din viața ta, a noastră. Asta se va face asta. Pero eso es por el tráfico. Si tu no fuera por el tráfico, estaríamos a medio minuto. Claro. Ce să vezi? Am dat în cel mai mare trafic posibil. Bară la bară, mergeam un metru, un minut. Un metru, un minut. A început să cam intre disperarea. Noi... Putem comença por aquí. Hablamos 1-1 y lo llevamos para allá. ¿Listo? Necesitamos. Solo se le saca. Coge. După ce am adunat mâncărica pentru animale, apare mai aveam o misiune. Să luăm un cal și un taur și să le ducem într-un loc unde să mănânce, practic. Mamă, nu stă, mâncați! Și-a, băiatul! Dica mea n-are chef deloc. E într-o zi foarte proastă, e ca noi. Eu m-am dus direct la taur că mi s-a părut periculos. Și am zis, bă, vreau să domin acest animal alfa. Și am lăsat lui calul, calul, caii de regulă sunt mai calmi, mai liniștiți. Bă, nu pot să-l țin pe ăsta, mă, să moară geaca. Hai că vin eu. No puedo! No puedo! I-am zis taurului în fel și chip, trrrt, ne-a la loc. Băi, ești puternic, nu dar s-a eu, lăsat. Dar cred că îi ziceai opus, deci când îi ziceai, o lua mai rău la goană, te trăgea după el. Băi, nu există, mă! Bă, unde te duci, mă, fost? Stai un... Părea că faci acolo pământ unde cu tine. Vedeam o hartă așa cu Ecuadorul și cu tine cu taurul. Știi, drumul lui George cu taurul. Uite-l, mă, mâncat. Mă, bine că nu-ți folosești de coarnele alea. Mă bucur enorm asta. Bă, da, ia uite-l, mă. Era posibil ca eu, până se termine emisiunea, să tot alerg de prin toate țările. Venezuela, să te duci cu taurul. Speram doar să fie drumul lui spre Irina, cumva. Alegeți. Hai, cu eu pe asta. Hola! Hei! Da. Ne-au mai rămas două animăluțe, măgărușul și alpaca. Dar uite ce... Uite-o cât de subtil ce merge! Ce grațios merge! Își pregătește atacul. Vamos, vamos, hai! Hai, fata mea! Te scuipă! Ha? Crezi că mă scuipă?